Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Regiunea în Obiectiv. Sunt Mihai Hurezeanu, iar astăzi, alături de invitații mei, vom dezbate probleme dintre cele mai diverse, dar și foarte interesante, de la conferințe despre psihologie și budism, deci de mare importanță pentru starea de bine mentală a noastră în viața de zi cu zi, sub asaltul stresului cotidian, dar pentru sănătatea noastră, care va pune în discuție și modul de abordare a fericirii, până la o nouă premieră a Teatrului Național din Cluj cu piesa Cel mai iubit dintre pământeni, de celebrul roman al lui Marin Preda. Dar o să avem, bineînțeles, și o discuție de actualitate administrativă, juridică, în mijlocul emisiunii. Vom discuta despre conflictul dintre Asociația Profesioniștilor de Presă din Cluj, APPC, una din cele mai vechi asociații regionale din România de presă, și Primăria Cluj-Napoca, acuzată de jurnaliști de lipsa de transparență. Pentru început, alături de invitatul meu, intrăm direct în subiecte, domnul profesor universitar dr. Daniel David. Bine ați venit, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație. Unul din cei mai titrați psihologi, internațional psihologi din România, membri ai corpului academic, profesor titular Aaron T. Beck de psihologie cognitivă și clinică, creatorul, de fapt, la școlii clinice de psihologie și psihoterapie la Cluj, și un lung șir de calități, merite, lumea le știe, profesor în America la școala de medicină de la Mount Sinai și în ultimul rând, desigur, mai recent și mai multă implicare poate în viața publică, nu? Da. Fiind și președintele Asociației Psihologilor din România, o organizație foarte importantă și cu multe interferențe cu problemele societății românești acum. Domnule profesor, mâine urmează să vă întâlniți, nu este prima. Data trecută a fost un reprezentant al religiei creștine ortodoxe acolo, un teolog, un distinsul profesor Chirila, colegul dumneavoastră în conducerea Universității Babeș-Bolyai, mâine cu un lama tibetan autentic, unul din cei mai importanți, care vine în România, născut în Tibet în 1949, Gonzar Tulku Rinpoche, care inițiat în tradițiile budismului tantric tibetan, și va fi o discuție despre psihologie și fericire, dar sigur medicină, psihologie. Din 1987 Dalai Lama a demarat întâlnirile Institutului pentru Minte și Viață, Mind Life Institute, care a început cu, spunea un mare psiholog, a început din la Universitatea din Wisconsin cu vreo 6-7, erau atunci, în 1987, doar 10 cercetători în întreaga lume care se ocupau de acest domeniu fascinant al întâlnirii, al intersecției dintre spiritualitatea budistă. Cum s-a produs această întâlnire în viziunea noastră? Cum o vedeți dumneavoastră? Pentru că fiecare din tradiții budiste are o anumită întâlnire cu diversele școli de psihologie occidentale. Eu vă duc în felul următor. Știți, oamenii n-au așteptat să apară o știință a psihologiei ca să-și pună probleme despre emoțiile lor, despre comportamentele pe care le au, cum să le controleze, cum să scape de depresie, cum să devină fericiți. Astfel încât, ca urmare a experienței civilizației noastre, aceste cunoștințe au fost dezvoltate la nivelul simțului comun și avem o psihologie de simț comun. Au fost dezvoltate în zona filozofiei inițial și, practic, prima dată psihologia a apărut în cadrul vechii filozofii. Și avem a treia componentă, și anume religia. Foarte multe cunoștințe de psihologie au fost dezvoltate în diverse religii, de la creștinism până la budism și hindu. Când a apărut psihologia științifică. Mai ales în zonele mistice, nu e așa, ale religiilor respective. Eu spun că și în zona mai tradițională, gândiți-vă și la slujba obișnuită de duminică, preotul creștin are sfaturi comportamentale de foarte multe ori. În secolul XIX a apărut psihologia științifică și ea face două lucruri. Unu, încearcă să descopere noi cunoștințe cu o metodologie științifică, dar nu suntem absurzi, ci încercăm să valorizăm trecutul și să vedem cât din psihologia dezvoltată în simțul comun, în filozofie, în religie, ține din punct de vedere științifică. Unele lucruri țin, alte lucruri nu țin. Și atunci, noi am avut în cadrul psihologiei și am avut astfel de întâlniri cu, nu doar cu filozofi, ci cu oameni din domeniul religiei, din diverse orientări, creștinism, islam, acum a venit rândul budismului, spre exemplu, fiindcă chiar încercăm să înțelegem ce au de oferit și ne uităm cu ochiul științei și să vedem cât din punct de vedere epistemologic ține, sigur, prin prisma științei, că oricum tot ce oferei ține prin prisma religiei. Da, e exact, foarte interesant.
spuneați de această evoluție în timp și iată cum știința care a pornit la un demers atât de diferit de cel religios, tradițional, original, să nu uităm că budismul are o vechime de 2500 de ani, dar este centrat în jurul unei științe a minții, într-un fel. Are această ambiție de la început de a fi o, mai mult decât o metafizică, o cosmologie, este o știință a gândului și a transformării interioare. Iar budismul, să știți, în spațiul vestic mai are are o modalitate specifică de a se prezenta și vă spun de ce. În spațiul Europei vestice și în spațiul Statelor Unite ale Americii, nivelul de religiozitate a scăzut. Și atunci budismul vine cu un discurs care e focalizat pe viața cotidiană, viața de acum. În zona Europei centrale și de est, unde religia încă este puternică, inclusiv în România, când vine budismul, religia tradițională, corect, scripturală, problematizează tot viața de zi cu zi, fiindcă aici, în zona asta, de viața noastră, de după moarte, se ocupă religia care există. Sigur. Și atunci, de foarte multe ori, în acest spațiu, vedeți discuțiile pe probleme de viață, pe probleme de emoții, de comportamente, noi le purtăm mai degrabă cu religii care vin dintr-o altă zonă, fiindcă religia noastră, oarecum, are o altă misiune. Sau nu dă așa de mult atenție și vieții cotidiene. Da. Se ocupă de sufletul nostru după moarte. Deci a avut budismul o expansiune pe și acest o motiv, penetrație a spațiului occidental, cultural, pe foarte spectaculară. Așa este. Și deci, cum spuneți dumneavoastră, nu urăște în spiritualitate, se pare că urăște locul gol, vidul. Așa este. Noi, în tradițiile noastre din răsărit, în creștinism, în general spunem că Occidentul s-a desacralizat. Dar uite că nu e chiar așa. Știința începe să chiar... Deci budismul are altă abordare, poate comunica, uite, dialoga cu savanții, cu noua preoție. Așa e, dar să știți că și preoții catolici, ortodoxi, cei bine pregătiți au acest discurs, dar cum spuneam, ei sunt focalizați în zona noastră pe altceva. Nu sunt atât de mult interesați pe viața cotidiană, cât pe aspectele care țin de lucrurile profunde ale religiei. Alte cerere, alte budismul așteptări. Vine și abordează temele cotidiene. Iar noi, cum am spus, suntem interesați să înțelegem ce din ce se prezintă acolo ține sub scrutinul științei. Da, interesant că asta este legat și de o confuzie care a durat multă vreme în Occident și probabil psihologii au contribuit mai mult decât filozofii occidentali la lămurirea, la detonarea acestei confuzii. Mi-amintesc că în 1996 suveranul pontif anterior Sanctității sale Francis, care va susține România în câteva zile, Benedict al XVI-lea, înainte de a fi Benedict al XVI-lea, ca și cardinal Ratzinger, în 1996 a făcut o afirmație, difuzată atunci de agențiile de presă, probabil o răutate, probabil nici dânsul acum a retras în retragere, și-ar cere probabil, s-ar detașa de această afirmație. Da, nu ar mai spune așa. Da. N-ar mai spune așa, franc, că budismul ar fi un fel de practică autoerotică. Da. Noi românești am putea o spune și chiar și mai ca o mascară, că să spun așa, de puștani, de cartier. Dar uite, cred că era expresia, sigur, unei frustrări, care venea tocmai din această expansiune care producea oarecum, probabil, viitorului pontif o anumită invidie, dar și din faptul că multă vreme, din cauza unor interpretări, traduceri dificile din limbi foarte complicate, pali, sanscrită, multă vreme s-a crezut în conștiința occidentală, s-a încetățenit faptul că nirvana ar fi sinonimă acel cel suprem al religiei budiste cu un fel de cu spațiu gol, cu vidul, cu nimicul. Da. Deci budistul s-ar concentra asupra buricului, nu cum e caricatura, și se gândește la nimic. Da. Pe când acum știm că, de fapt, înțelege mai bine după invazia atâtor predicatori și acum se face că nirvana nu e golul, ci e... Se întâmplă lucruri foarte interesante acolo. E o depășire a condiționalității fenomenologiei clasice umane, dar e o zonă plină de întâmplări, nu? De energie. Și am înțeles tot mai bine distinția între budism și hinduism, dar cum am spus, cel puțin pe mine și în discuția de mâine, nu mă interesează atât de mult aspectul religios al budismului, cât aspectul psihologic. Să văd, de exemplu, dacă discutăm despre fericire, să vedem cum definez budiștii fericirea, cum definim noi fericirea în psihologie, care sunt mecanismele pe care le văd ei, care sunt mecanismele pe care le vedem noi, ce putem face ca să-i ajutăm pe oameni să fie mai fericiți și să vedem unde apar suprapuneri și unde apar divergențe. Asta e pentru mine tema întâlnirii de mâine. Și pentru că specialitatea dumneavoastră
primordială, centrală, este terapia cognitiv-comportamentală, nu? Sunteți un maestru al acestei practici. E interesant de spus că toate școlile, tradițiile psihologice au avut o consonanță cu anumite tradiții budiste, așa, fiind foarte multe ele, pornind așa, de la Theravada... Meditația transcendentală, meditația de tip mindfulness, sunt proceduri care și astăzi, pentru anumite condiții clinice severe, cum sunt tulburările depresive, riscul spre suicid, unele tulburări psihotice, sunt proceduri deja validate științific. Deci le-ai scos din zona religiei și le-ai pus în zona serviciilor clinice. Și acest foarte contemporan, foarte recent și exploziv concept de mindfulness. Da. Nu există săptămână zi să nu apară titluri noi, bestseller-uri, toată lumea este mindfulness. Da. Are o zonă importantă de comună, de intersecție cu terapia cognitiv-comportamentală. Sigur, este una dintre tehnicile pe care uneori le putem folosi. Și, de exemplu, spunea cândva un cercetător că unul din conceptele cheie ale teoriei și practicii dumneavoastră ar fi restructurarea cognitivă. Da, și aceasta ar avea mult în comun cu conceptul budist de eliminarea suferinței și de demersul de adaptare la suferință. Da, în sensul că budiștii spun, de exemplu, o să văd mâine mai precis ce spun, din ce știu eu, că în spatele suferinței stau dorințele și dacă reușești să elimini dorințele, elimini suferința. Acum, în spațiu vestic, noi nu ne propunem să eliminăm dorințele, dar ne propunem să învățăm să ne formulăm într-o manieră rațională dorințele, astfel încât atunci când ceea ce vrem nu se întâmplă, să nu genereze suferință, ci o stare psihologică care să ne motiveze spre schimbare. Este interesant că chiar și dincolo de termenul psihologiei propriu-zise în zona de frontieră interdisciplinară a neuropsihologiei și a neuroștiințelor, mai exact, există confirmări, acum spun unii că experimente dintre cele mai sofisticate, mai recente, confirmă teorii vechi din textele budiste, mai ales budismul tantric tibetan, mai recent. Care... Unele lucruri sunt confirmate, cum am spus, altele sunt infirmate din punct de vedere științific. Vă dați seama, știința, dacă infirmă ceva ce este împins în față de religie și teologie, faptul că știința infirmă acest lucru nu înseamnă că religia renunță la el, fiindcă sunt modalități diferite de a evalua validitatea unui lucru. Da. Dar unele lucruri, repet, au fost confirmate, într-adevăr, iar... ceea ce privește meditația de tip mindfulness, spre exemplu, e clar că sunt mecanisme neurocerebrale foarte clare, bine identificate, care sunt astăzi cunoscute ca urmare acestor cercetări de neuroștiință. Da, și sunt mulți, deja există un număr de călugări, practicanți, dar înainte, cum ați pomenit dumneavoastră, au fost practicanți meditații transcendentale, cred că primii care au intrat în interacțiune cu cercetarea neurobiologică. În România, din acel motiv, s-a și desfințat psihologia. În România, ne întoarcem, exact. În 1982, atunci, un grup de psihologi de la Academia Română au intrat în interacțiune cu practicieni ai meditației transcendentale, care era o tehnică cunoscută în Occident, la Universitatea Harvard se făcuse cercetări. Da, Beatles au făcut-o celebră. Acum nu știm dacă Ceaușescu s-a speriat sau a vrut să folosească asta ca un motiv, că oricum nu iubea pe psihologi, fiindcă el spune așa, psihologii sunt un pericol, fiindcă ei, prin știința lor obiectivă, interferează cu dorința partidului de a crea omul nou. Și pot înțelege cel mai bine și mecanismele puterii, probabil, nu? Asta nu mai spuneți, dar ar trebui poate. Uneori. Pentru că mai există o teorie alternativă, mi-amintesc că se spunea că ar fi citit sau i-ar fi citit un articol, nu știu dacă publicat în România sau în altă parte, despre exerciții. Știți că meditația transcendentală are și un demers cu educația, foarte timpurie, nu? Copii, grădinițe, ca și astroposofia, de exemplu, nu? Și atunci ar fi citit un articol în care un studiu pe copii de grădiniță ar fi arătat că practicile yoga ameliorează foarte mult condiția fizică și stimulează dezvoltarea. Stimulează dezvoltarea psihică și setul de aptitudini pentru acești copii, care pot deveni mai ușor lideri. Cred că era concluzia articolului. Și gândirea critică. Și gândirea critică, și asta l-a speriat că monopolul puterii putea fi... Acum și cu tehnicile astea, știți foarte bine, sunt exagerări, adică merg dintr-o extremă în alta. Unii care n-au nicio încredere în ele, alții care pur și simplu le acordă o forță neobișnuită. De-aia este știința,
care le analizează într-o manieră mai echilibrată și spunem ce merge, ce nu merge și unde merge. Dar uitați, există o legătură între în 2014, cred că la 20 și nu știu câte întrunire, dacă a început undeva la Dharam Sala cu 6 oameni, da. Asta din 2014, este un articol în Guardian care povestește, s-a întâmplat la Harvard și povestește articolul din Guardian, contextul în care s-a produs întâlnirea cu Dalai Lama și câțiva din cei mai mari specialiști cognitivi din lume și cu foarte mult security, pe că erau acolo cercetători implicați. Și problema cu Dalai Lama este că este și șef de stat, nu este doar călugăr budist, este un șef de stat în opoziție cu China și atunci de multe ori o încercare, cum să spun, neutră de a înțelege științific anumite lucruri devine automat colorată, din păcate, și politică. Conotațiile astea politice de care vorbiți, cred că au și împiedicat o vizită până acum în România, eminența sa călătorește mult. În Ungaria vecină, de exemplu, foarte des. Și un studiu publicat în acel an, care a fost dat publicității la acea întâlnire, a fost făcut cu membrii ai Infanteriei Marine Americane, cărora li s-au aplicat tehnici de training de mindfulness. Da. Și rezultatele au fost că aceștia și-au revenit foarte, în mod clar, după stresul de combat, de luptă, stresul traumatic, și-au revenit foarte repede și au arătat și probe, de exemplu, nivelul sanguin al neuropeptidei Y, un marker al sistemului autonomic. Da, deci are consecințe biologice. Știți, oamenii trebuie să înțeleagă, cei care se uită la noi, că atunci când vorbim de tehnici de intervenție psihologică, ai mereu două componente. O tehnică și o teorie care o explică. Dar, pentru o anumită tehnică, în principiu, tu poți să ai 10 de teorii care o explică. Există, evident, în tehnica de tip mindfulness, explicație budistă. Poate să existe explicație de tip hindu. Poate să existe o explicație științifică. Eu, ca psiholog, sunt interesat de tehnica separată de teoria care n-a fost testată. Și de foarte multe ori, tehnica de tip mindfulness, spre exemplu, într-adevăr funcționează, dar explicația angajată nu este totdeauna explicația originală de origine budistă sau de origine hindu. Uneori au explicație psihologică pentru tehnica respectivă, fiindcă ai mereu cele două componente, tehnică și teorie. Articolul din Guardian, de care vă spuneam, marca și niște controverse legate de acea întâlnire specifică la Boston în 2014, pentru că au fost acești cercetători, de exemplu, o doamnă, Amishi Jha, care lucra la Universitatea din Miami, psiholog la Universitatea din Miami, care era implicat într-un studiu cu armata, cu soldați. Da, de care și atunci era și problema cu armata, nu? Era exact după scandalul cu închisorile și cu interogatoriile stimulate, la care Asociația Psihologilor Americane a avut o parte și a fost un scandal atunci de presă, pentru că niște psihologi au fost angajați practic în elaborarea metodologiilor de tortură. Sigur că, până la urmă, Asociația Psihologilor a reușit să se delimiteze, să excludă și să reușească lucru, dar control. Cam târziu, după gustul meu, un pic cam târziu. Da. Și atunci controversa venea din faptul că budismul, care promovează pacea, compasiunea, e folosit în armata, fericirii, nu a banului, spune tot timpul Dalai Lama, era folosit tehnici pentru creșterea randamentului soldaților. Așa, numai că vedeți, până la urmă, iar răspund, este un mit că nu budismul, tehnica de tip mindfulness nu este tributară doar budismului. Este o procedură care poate să aibă și o explicație budistă, dar și o explicație nebudistă. Deci este o tehnică psihologică astăzi care îl ajută pe omul ăla care are stres post-traumatic sau care are o suferință să treacă peste ea. Nu este un lucru umanist? În sensul că ai un om care este în suferință. Fie că el că e soldat sau corporatist. Omul ăla, indiferent ce e, are stres post-traumatic, are depresie, anxietate, poate are gânduri de suicid și așa mai departe. A aplica o tehnică care a fost validată științific dincolo de încărcătura ei originală, nu știu, budistă, hindu, creștinist și așa mai departe, nu este o abordare umanistă de dragul oamenilor? Eu zic că da. Bineînțeles. Domnule profesor, cum spuneam, fiecare, diverse școli, s-a vorbit mult de legătura între budism și psihologia pozitivă, de exemplu. Apoi e clasică legătura între un anumit curent al psihanalizei, cartea celebră scrisă împreună de Erich Fromm cu David Suzuki, deci psihanaliză și zen, școlile japoneze, școala japoneză de meditație. Apoi, sigur, ați vorbit dumneavoastră de legătura între cognitiv, comportamental și mindfulness. De asemenea, ne amintim importanța tot așa spectaculară, publică, a conceptului inteligența emoțională. La sala de David Goleman, care a lucrat cu Dalai Lama. Și există foarte multe legături între psihologie și creștinism,
nu doar pe latură catolică sau protestantă, ci și pe latură religioasă ortodoxă. De exemplu, sunt foarte multe practici din mănăstirile ortodoxe, de care practicile Isihas, de la Athos. Rugăciunea inimii, spre exemplu, și altele, care noi suntem foarte interesați, fiindcă în sine, la un moment dat, pot să devină niște proceduri scoase, sigur, care rămân în mănăstiri, dar scoase să folosească și oamenilor care nu sunt în mănăstiri. Într-o variantă mai, dacă vreți, acceptată la nivel social. Da, de exemplu, dacă vă amintiți scriitorul Vasile Andru, regretatul Vasile Andru, care s-a ocupat mult de asta și a făcut studii și în India, a inițiat la un moment dat niște cercuri de meditație isihastă pentru laici, dacă așa se poate spune. Da, așa este. Deci, practic, să știți, psihologia, cum spuneam la început, se uită cu respect față de trecut, fiindcă oamenii și-au pus aceste probleme înainte să existăm noi ca oameni de știință, le-au sistematizat în religie, în filozofie, în psihologia de simț comun, doar că noi le filtrăm acum printr-o metodologie mai riguroasă și vedem repede doar științific, altfel noi nu avem ce invalida sau valida, doar științific încercăm să vedem ce ține. Și ăsta e și motivul pentru care sper să rezulte niște idei interesante mâine, să vedem unde sunt puncte comune, să vedem unde apar divergențe, să vedem punctele comune cum le putem dezvolta, astfel încât să întoarcem acea cunoaștere oamenilor care practic au nevoie de. Abia așteptăm și invităm publicul să fie prezent, o să fie sigur o dezbatere foarte interesantă, fascinantă, cu noutăți. Dar, domnule profesor, la final mai avem 3 minute. Nu ați depășit perimetrul individual al demersului psihologic prin una din ultimele cărți și acum la proiectul la care lucrați în prezent. Deci Psihologia Poporului Român și acum lucrați la o monografie în care mergeți micro pe județe. Așa, încercăm exact să coborâm nivelul. Parametrii. Deci ați intrat în zona psihologiei sociale foarte sofisticate, în care vreți să vedeți și legăturile, cum influențează clar acești parametri, această dezvoltare psihosocială, aspecte politice și economice de dezvoltare a unei societăți. Și inegalități psihosociale. Eu vă spun foarte clar următorul lucru. Toți suntem atenți la inegalitățile și polarizările sociale. Ne pasă că unii poate sunt prea bogați în comparație cu alții care sunt prea săraci într-o societate, spunem noi, modernă. Dar dacă vrei să înțelegi cu adevărat și vrei să corectezi aceste inegalități, trebuie să studiezi riguros mecanismele din spatele lor, dar științific. Sigur că noi avem teorii, teorii de dreapta neoliberale, teorii de stânga neomarxiste. Ele sunt teorii politice, ideologii, ele n-au nimic de-a face cu cercetarea socială empirică. Vreau să mergi la terenul uman. Eu vreau să mă duc să înțeleg mecanismele, fiindcă dacă tu vrei cu adevărat și îți pasă de oameni și vrei să schimbi inegalitățile, tu întâi trebuie să înțelegi cauzele lor și abia după ce ai înțeles cauzele, vei putea face politici publice corecte pentru a reduce aceste polarizări. Asta este ideea fundamentală a acestui studiu pe care l-ați făcut. Mai ales că ați relevat o situație destul de dramatică, ați început pe Franca, ați pus-o simptom deja destul de patologic, dacă putem face o analogie, una din societățile cele mai polarizate din lumea europeană, vestică, dar cu cea mai mică conștiență sau reactivitate la astfel de polarizare. Da, fiindcă ne este frică de multe ori, noi avem acel scor foarte mare de evitarea incertitudinii. Ne este frică să ne confruntăm cu problema, ori dacă o învelim și o ascundem, nu înseamnă că am rezolvat-o. Faptul că nu o vedem nu înseamnă că nu există. Și atunci ea trebuie confruntată și eu sunt convins că cu metodologiile pe care le avem o să găsim niște mecanisme care prin politici publice vor putea fi corectate. Spre exemplu, dacă o să găsim că neîncrederea interpersonală este o cauză principală și că în anumite zone neîncrederea interpersonală este mai ridicată decât în alte zone din România, hai să avem niște politici publice de la grădiniță și școală, astfel încât să încurajăm această valoare de încredere interpersonală de la vârste foarte mici, mai mult în zonele în care ea lipsește. Deci, un astfel de studiu cred că vine cu soluții pragmatice. Doar că, așa cum spuneam, e destul de greu că de multe ori ne este frică să confruntăm probleme. Ne uităm în oglindă. E foarte interesant și un astfel de studiu ridică așteptări mari, mai ales că spuneți că anumite caracteristici mentale ale românului au valori foarte pozitive, adică au un potențial al românilor care sigur că este oarecum sabotat și anulat într-un fel sau blocat de aceste aspecte negative. Aici am dat și un exemplu foarte clar. Când am măsurat nivelul de inteligență și de creativitate și am comparat aceste niveluri cu ce se întâmplă în Franța, în țările nordice, în Statele Unite, Marea Britanie, nu găsești diferență. Românii nu sunt sub nivelul intelectual de creativitate și de inteligență a celor țări. Când mă uit însă la instituțiile care valorizează acest potențial,
școli, modul în care este organizată universitatea, modul în care le valorizăm la nivel social, ei, acolo avem probleme mari. Foarte interesant, domnule profesor, și pentru că și budismul, și acolo, iată, încă un punct de întâlnire, are preocupări legate de binele comunităților globale. Așa. Și vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și urmărim dezbaterea de mâine. Doamnelor și domnilor, facem o erată, de asemenea, am greșit ieri, întâlnirea cu Lama Gonzar Tulku Rinpoche va avea loc în cartierul Mărăști, în cinematograful din cartierul Mărăști, pe strada Aurel Vlaicu, nu la Casa de Cultură a Studenților. În această seară, la ora 18, mâine la ora 11, la Biblioteca Centrală Universitară, în dezbaterea cu domnul profesor Daniel David. Noi continuăm emisiunea. O asociație a jurnaliștilor a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca pentru a obliga instituția să organizeze conferințe de presă. Ziariștii acuză municipalitatea că nu facilitează comunicarea directă și apelează la diverse mijloace alternative de comunicare prin care să transmită informații publice. Acțiunea în instanță trimisă către Tribunalul Cluj a fost formulată de către Asociația Profesioniștilor din Presa Clujană, cu scopul de a obliga primăria să organizeze conferințe de presă, conform legii 544 din 2001 privind accesul la informații de interes public. Practic, legea obligă instituțiile publice să organizeze conferințe de presă de regulă o dată pe lună. Și am citit din lege, ori Primăria Cluj-Napoca, care este una dintre cele mai importante instituții publice pentru viața clujenilor, a organizat ultima conferință de presă acum 2 ani aproximativ. În lipsa conferințelor de presă, Municipalitatea Clujană transmite informațiile de interes public prin alte mijloace de comunicare. Acestea însă nu oferă posibilitatea jurnaliștilor să pună întrebări față în față. Cu toate că primarul Emil Boc apare destul de des, atât pe Facebook, la emisiuni radio, la tot felul de evenimente, considerăm că principalul instrument prin care se realizează transparența administrativă este conferința de presă, care permite practic o pluralitate de întrebări din partea jurnaliștilor. Contactați de echipa TVR Cluj, reprezentanții primăriei municipiului Cluj-Napoca au spus că vor oferi o replică după ce vor primi și analiza citația de la tribunal. Bun, am revenit în platou cu al doilea subiect, care este acest conflict extraordinar între Asociația Jurnaliștilor din Cluj și Primărie. Acum, noi asistăm, noi avem aici un oraș, Clujul, acest oraș minunat, mirific, care cred că este un oraș unic în Europa prin rata de transformare. Nu există un oraș, nu doar în România, cu un dinamism al transformării, pur și simplu, incredibil, un make-up atât de radical și în scurt timp. Adică am trecut de la băieți tatuați cu mușchi pompați pe steroizi la metrosexuali cu vegani sau androgini intoleranți la gluten. Avem un oraș care a ieșit ca Afrodita din spuma mării, tinerii, capitala tinerilor frumoși și liberi, când poate, așa, parcă s-a așternut o amnezie peste noi, nu cu mulți ani în urmă, era orașul, era sediu criminalității politico-economice. Cele mai scandaloase cazuri de corupție aici, cu primari, cu președinți de Consiliu Județean, în pușcării, cu hoții incredibile, cu un edil care a condus un guvern, probabil, printre cele mai corupte, cu toți miniștrii aproape anchetați, mulți arestați, mulți pușcăriași sau autoexilați în Costa Rica. Ceva e putred în, cum ar spune Bardu Shakespeare, nu în Danemarca, la Cluj-Napoca. Și ca într-un ceva mi-amintește uneori de filmul, celebru film, serial de televiziune al lui David Lynch, Picket Fences, sub aparența subțire a ordinii și onorabilității burgheze, zgârii puțin și apar lucruri macabre. Iată că Asociația Ziariștilor, Profesioniștilor de Presă din Cluj dă în judecată primăria pentru abandonarea, practic suspendarea transparenței publice. Alături de mine este în platou colegul meu Mihai Prodan, reprezentant mandatat al acestei asociații, ziarist online, cunoscut, vechi, premiat, specializat la Reuters, la Londra, la Institutul Jurnalismului de la Berlin, un jurnalist tânăr, a început în 2001 și a început cariera, dar nu atât de naiv să nu-și mai amintească marile potlogării și complicități mafiotice, transpartinice în acest oraș, în care au fost deopotrivă oameni de afaceri, politicieni și așa zis jurnaliști, care ni se oferă acum ca albă ca zăpada cu oferte alternative. Din păcate, nu intrăm în amănunte că nu facem campanie electorală, domnule Prodan. Vă mulțumesc că... Cum are drag, mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc frumos că ai zis că, într-adevăr, acum eu n-aș fi spus chiar așa un conflict extraordinar. El nu este un conflict, dar urmează să devină. S-ar putea, da. Așa o să fie, fiindcă am ajuns în etapa în care pur și simplu pentru telespectatorul să știe prima dată din ce știm în
istorie. Deci în toată țara, când un articol din legea 544, și o să zic imediat ce înseamnă această lege și cât e 2001, foarte importantă, da, lege. Toată lumea știe. Fundațională lege. Da, da, da. Are aproape 20 de ani, oamenii o cunosc, dar e folosită în special, de fapt, până acum, pentru obținerea de informații de interes public, legea mijlocind, de fapt, facilitând accesul acest transfer. La informații de background, da, 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 și mai departe. Dar tot această lege spune că instituțiile publice au obligația să organizeze conferințe de presă periodic. Foarte puțini oameni știu treaba asta. Deși legea e și veche și publică, în sfârșit am ajuns să fie nevoie, din păcate, dar nu e nicio problemă, că o să fie și din fericire, să ajungem ca instanța să dispună aplicarea acestui articol din lege. Deocamdată, să fie foarte clar că lumea înțelegea, întreba de ce chiar primăria Cluj-Napoca. Păi nu doar că primăria Cluj-Napoca este cea mai mare primărie din tot Ardealul, administrează cea mai mare și, cum ai zis tu, cea mai efervescent oraș din Cluj-Napoca, dar și numărul de instituții de presă din Cluj-Napoca este cea mai mare din Ardeal. Asta este foarte clar. Și este una din puține asociații din România și cea mai activă, cu istorie, are deja peste 15 ani. Da, da, da. Și ați evenimente, multe campanii interesante de succes. Ultima, de exemplu, anul trecut, premiile asociației sponsorizate de Ambasada Republicii Federale Germane la București. Să știu un pic de contrazic, sau mai bine te completez. Cel mai nou proiect este chiar de acum 3 zile. Asta. Am început. Am început o serie de conferințe Cluj Press Talks, prin care aducem la Cluj specialiști din alte părți pentru a profesionaliza jurnaliștii în particular și publicul în general. E un mare câștig. Asociația asta există de 14 ani, e printre foarte puține din țară și încercăm în permanență să ducem proiecte noi. Asta cu, cu aplicarea legii, ca să nu zic darea în judecată, o să fie, părerea mea, un proces. Nu doar că o să avem câștig de cauză fără niciun dubiu, n-am nici mai mic dubiu că o să câștigăm, că legea este clară. Mă mir, m-am gândit cam ce variante ar avea primăria ca să eludeze legea. Avem variante și pentru asta, dacă e cazul, dar nu cred. Deci, părerea mea, o să câștigăm acest proces în mod definitiv, da. O să cerem primăriei să aplice legea, după care vom folosi instituția precedentului și la alte instituții ca și ele să facă același lucru la aproape 20 de ani de când avea deja obligația asta. Exact, e extraordinar, incredibilă schimbare și nu vorbim de, cum spuneam și în introduce, nu vorbim de la Gore și Lulu, personaje emblematice, arhetipalele orașului, la Brigitte Bardot, nu știu dacă ea a fost în Cluj, la TIF, probabil, dacă nu Brigitte Bardot, în orice caz, Alain Delon sau Catherine Deneuve, sau în orice caz de la un primar cu 17 telefoane mobile, care era filmat noaptea cu infraroșii, furând cu cardul benzină, sau primind bieții olteni de la Dăbuleni, noaptea cu pepeni. Astăzi, aceiași oameni din jurul primarului speriei, care îi cărau geanta atunci, acum sunt mari emisari ai orașului inteligent, orașul smart, orașul. Și din păcate, tot ce spui tu e o poleală, asta e în mare parte. Adică, ca să poți obții, să aduci la public, la public informațiile care... Praf de stele, cum spune un coleg în ochi. Da. Un exemplu foarte clar este, poate ar trebui să spui tu treaba asta, așa că o să te las pe tine, de ce în platoul ăsta nu e nimeni de la primăria Cluj-Napoca? Păi, urma, mulțumesc că mi-ai amintit, oricum nu puteam uita, pentru că de ieri încercăm continuu, și eu și producătoarea emisiunii, doamna Moldovan, încercăm continuu telefoane la reprezentanții de presă. Am vorbit cu viceprimarul Tarcea, care l-am invitat frumos, mi-a spus că nu există această temă pentru ei, nu a auzit, este un zvon. Eu n-am mai văzut un subiect în ultima vreme care l-am tratat în această emisiune cu atâta acoperire mediatică ca acesta. Absolut toată presa națională, de la Mediafax, la Libertatea, la Ager Press, toată media națională, Bursa, oricine vrei și nu vrei, adevărul, gândul, evenimentul zilei, vorbesc, pomenesc de acest proces pe care l-ați intentat primul. Da, fiindcă e o premieră la nivel național și transmit domnului viceprimar Tarcea, care sper că se uită, și tuturor din presă, că nu e un zvon, am primit număr de înregistrare, dosarul, urmează să primească și număr de ordine pentru prima înfățișare a procesului, să fie liniștit că dacă pentru ei un zvon, în realitate o să se întâmple. Noi am încercat tot ce s-a putut face posibil, omenește și legal, așteptăm în continuare telefonul lor, ne pot suna, producătoarea are telefonul deschis, am făcut și demersuri pe mail, pe e-mail, le-am trimis oficial, adresă, absolut niciun răspuns. E blocaj, doar un exemplu al lipsei de transparență. Este o probă, de fapt, exact. în acest care l-aveți. Avem destule probe, e suficient, dacă e nevoie. Colegii mei din colegii de conducere a asociației au depus plângeri prealabile, că așa cere legea. În au fost cele două notificări amiabile. Da, da, da. Pentru că această paralizie în gheț al conferințelor de presă durează din... De aproape 2 ani. Un an și jumătate, peste un an și jumătate. Adică, îți dai seama,
e de obraz. E bunul simț să faci niște conferințe de presă ca instituție dacă ești... Domnul Prodan, de ce nu pot fi suplinite aceste conferințe de presă, cum spuneți, de mijloace alternative, cum le numiți, de comunicare? Jurnalul municipal, nu zicem noi, și emisiunile cu adresă care le face la radio sau la TV edilul orașului. Îți spun foarte... Pentru că covârșitoarea majoritatea jurnaliștilor nu au acces la aceste personaje publice, să le zic așa, doar câțiva dintre ei. Sunt câțiva la care le refuz accesul cu totul, fiindcă în mod evident sunt ostil primăriei din oficiu, deci la ei nu merg, și celorlalți, care sunt majoritatea jurnaliștilor din Cluj, solicitările de informații le rămân fără răspuns. Dacă se cumva se dă un răspuns, e la limita legii în cele 30 de zile, care sunt pentru publicul larg, nu pentru jurnaliști, și informațiile acelea sunt în mod evident, după o lună deja, inutile, asta dacă nu cumva pur și simplu răspunsul e absolut lipsit de substanță. Asta se întâmplă de ani de zile, să știe telespectatorii. Dar nicio problemă. În conferință de presă, diferența este că poți să pui întrebări la care oamenii trebuie să și răspunde, știi? Acest feedback vital dintre administrație și a patra putere, cum era sau ar fi trebuit să fie, cred că depășit de mult. Cât de mult afectează bunul mers al treburilor publice în orașul ăsta? Ca să nu mai vorbesc de relația dintre populație, dintre cetățean și reprezentanții săi. Bună întrebare. La prima conducerea municipiului. În legătură cu activitatea orașului, n-am niciun dubiu că pur și simplu nu avem ce să căutăm în ecuația asta. Adică relația dintre primărie și contribuabil este una în principiu directă. Dar informarea despre activitatea mai plăcută sau mai puțin plăcută a instituțiilor publice în ansamblul lor, că de fapt despre asta vorbim, este mijlocită de presă. Dar pentru asta, în mod evident, nu-i cazul, n-ar trebui să fie cazul să ajungi în instanță ca instanța să oblige instituția să-ți obțină să dea informațiile publice de care are nevoie. E un proces foarte anevoios, dar totuși s-a întâmplat de multe ori să se ceară în instanță obținerea de informații pe această lege. Dar e prima dată, din ce știm, acum poate e altfel, dar mă foarte îndoiesc, e prima dată în țară când se întâmplă în 20 de ani ca alt articol de lege care impune organizarea de conferințe de presă să fie, sperăm noi de acum înainte, impus de către instanță. Vorbeam cu un coleg de-al nostru și de-al tău, unul din membrii fondatori ai Asociației Profesioniști de Presă ieri, când discutam despre subiect, că totuși este una din această transparență publică, este totuși una din fundațiile statului de drept. Statul de drept nu poate fi, pentru că vorbim de dimineața până seara de stat de drept. Statul de drept nu e doar la în față la DNA sau la Curtea de Apel sau la Parlament, este și la primăria din Cluj, nu? Și o să fie și la Tribunalul Cluj, al cărui instanță o să dispună obligarea cât de cât spre transparență a acestei instituții, și cu asta începem, fiindcă instituția precedentului a trebuit și ea să funcționeze în statul de drept și putem apoi să obligăm și alte instituții și apoi poate văd și alți jurnaliști din țară că se poate asta și să le ceară și lor, la rândul lor, instituțiilor publice o mai multă transparență. Statul de drept, adică nu poate fi numai aruncarea la pușcăria unuia sau altuia, nu? Adică... E obligarea legii, da. Adică respectarea legii, și dacă această lege... În general, dacă această lege există, ea trebuie respectată. În acest caz particular, nici nu e nevoie de o lege ca să-mi normezi bunul simț. Ca instituție publică, dai socoteală pentru ceea ce faci publicului larg. Prin intermediul presei e o diferență care merită precizată. De ce? De foarte multe ori instituțiile publice zic, dar noi comunicăm activitatea noastră prin, în cazul, cum ai zis tu, jurnalul municipal, nici pomeneală să funcționeze transparența în modul ăsta. În primul rând că tu alegi ce vrei să transmiți și cum vrei să transmiți, apoi feedback din partea publicului, și asta e foarte interesant, nu există, și dacă există, este unul foarte exagerat de pozitiv, ca să nu zic altfel. Criticile constructive, neconstructive, remarcile negative sau cine știe altceva, nu și-au locul în ecuația asta. Nu așa funcționează lucrurile, în mod evident. Sau dacă domnii de la primăria Cluj-Napoca deocamdată cred că funcționează așa, instanța o să le arate că nu e chiar așa. Adică eram curioși, nu? Sunt foarte curioși și noi și publicul, argumentul, dar măcar nu există un argument. L-așteptam acum, astăzi, argumentul. Puteau să spună, nu avem încredere în această comunitate de presă, de cauza asta și asta și asta, nu ne ajută, ne încurcă și ne sabotează. Informat fake news sau ca faci cum face Trump. Donald Trump iese fiecare zice New York Times, CNN, exact, fake news, el nu fake zice, news, el spune caramba. Că de către unii de că e fake news. Nu toată presa în ansamblu, nimeni nu-și permite să desfințeze presa în ansamblu pe motive de fake. Posibil să fie așa. Posibil să fie fake news, posibil să fie manipulare, posibil să fie minciuni, în caz pur particulare și punctuale. În mod evident nu poți să acuzi presa de așa ceva în ansamblu ei. Asta nu se întâmplă. Pentru că e interesant că e o administrație totuși foarte atentă la aspectele cosmetice.
nu atât o schimbare profundă. Clar. Aspecte cosmetice, nu mulți din... știm cum s-au schimbat cameleonii foarte rapid, cum pomeneau mai departe. Că nici nu mergem până la străbunicul Funar, deși mulți din oamenii lui cheie au devenit oameni cheie ai noului drepte, nu reprezentată și la... Și atunci, dacă sunt atât de atenți la aspectul ăsta, cum de... au ajuns la o asemenea neglijare radicală, grosolană a mass mediilor. Dar nu e o neglijare, e o desconsiderare. Dar nicio problemă, nicio problemă. Ne-am avut multă răbdare în relația asta, sincer zic, ca jurnaliști în ansamblu și ca asociație în particular cu această instituție, care este una foarte, foarte importantă, că de asta este prima împotriva căreia ne adresăm în instanță. Și repet, sperăm că nu o să fie chiar singura. Dar motivul este ăsta, fiindcă a fost conferințe de presă, să le zicem, la telespectatori, într-o vreme erau regulate. Pentru noi, ca jurnaliști, era o sursă foarte bună de informații ca să le vrăm către publicul larg și puteam în mod, în timp real, să spunem așa, să cerem socoteală primarului, viceprimarului sau cine oferea informația pe care vreau ei în conferința de presă, le ceream socoteală, verificând, de exemplu, chiar în timp real informații respective. Situații pe care nu putem replica în altă parte decât acolo. De aceea trebuie să întâmple. S-a întâmplat o vreme, s-a oprit, din motivul ăsta, consider eu, nicio problemă că atunci o să folosim legea, o să aplicăm legea ca să putem, să ajungem, din păcate, să putem să informăm comunitatea în mod corect, nu doar pozitiv. Dar ce s-a întâmplat? A existat un moment zero? S-a întâmplat ceva? A fost un moment în care a fost o decizie premeditată, coerentă, elaborată, aceasta a schimbării politicii comunicaționale? I-am primăriei? Întrebat pe domnii de la primărie, dar nu s-a aici. Deci habar n-am ce s-a întâmplat. Cert e că s-a întâmplat. Acum, de ce a decis așa? Ei o să spună, ne-am mutat pe rețelele de socializare, să spun așa. Fii liniștit că nimeni nu o să comenteze pe rețeaua de socializare că e rău ce faci tu. Sau dacă comentează, o să dispară foarte repede comentariul tău. În mod evident, nu așa funcționează relația cu alegătorii, cu contribuabilii. Dar acolo, dacă s-a mutat, pur și simplu ei pot să zică ce vor. Și eu pot să spun ce grozav sunt. Asta nu înseamnă că... Urmărim rezultatele, continuarea acestei... Am mare încredere, 100%, că vom avea câștig de cap. Epopei, domnule Prodan, când e următoarea înfățișare? Prima și următoarea? Încă nu s-a stabilit, fiindcă abia vinerea trecută s-a depus dosarul în instanță. Am primit număr de înregistrare. Și instanța va stabili, prima dată trebuie să informeze cealaltă parte. Mulțumesc, Mihai Prodan, din membrii fondatori ai APPC. Așteptăm în continuare să comunicăm cu primăria în mod normal pentru o conviețuire armonioasă. Mulțumim foarte mult. Continuăm partea a treia emisiunii, domnilor și domnilor, Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda. Este următoarea premieră a Naționalului Clujan. Romanul lui Preda a fost ecranizat în 1993. Prima dramatizare a celebrului roman care a deschis deceniul obsedant, anii 50, ai opresiunii staliniste, un roman total, cum a fost numit, și un film apoi extraordinar, regizat de Șerban Marinescu, având în rolurile principale pe regretații mari, moștri sacri ai teatrului și filmului românesc, Ștefan Iordache, Maia Morgenstern, Dorel Vișan, sigur, încă în viață, Dorel Vișan, Mircea Albulescu, dus dintre noi, și alții. Vă invit să intrați în atmosfera universului concentraționar din romanul lui Marin Preda, ca o prefață, introducere la următoarea discuție cu realizatorii spectacolului de teatru care urmează la Național, urmărind un scurt fragment din trailerul filmului lui Șerban Marinescu din 1993. Și ne întoarcem. Aici? Cred că la miliție. Miliție, pe dracu. Suntem la securitate. Prostia se cam plătește. Ce spui tu dacă îți dovedim cu acte în regulă că ești terorist? În Elveția. O duce bine de lămpaștele, măsie. Citește mai departe. Cum vă numiți? N-are importanță. Poți să mă adresez unui superior al dumneavoastră? Sigur că da. Să vă ajute Dumnezeu. În concepția dumitale, acuzatul mai are dreptul la apărare sau este deja condamnat? Tu nu pricep că cu ordonanță sau fără, odată intrat aici, nu mai ieși? Vă, mă, în cur. Mă, tu te uiți urât la mine. Te uiți urât. Păi o percheziție. Caută-l și în cur, că se uită dușmanos. Am înțeles. Ce începe cu P se termină cu ulă și are păr. Pensulă. Bravo. Bagă de seamă. Lexicul lor nu depășește 200-300 de cuvinte. Sunt excesiv de triviali și orgolioși ca toți proștii. Pentru reeducare. Cum vă uitați, mă, la mine? Ca la Dumnezeu! Cum? Ca la Dumnezeu! Căci meseria este brățara de aur, așa e? Așa e!
Am revenit în platou, foarte interesant, fără să vrem, ultimul subiect al zilei. Întrunește, reunește, într-un fel holistic, temele anterioare. Deci, ați văzut, reeducarea, mulți dintre tinerii din ziua de azi nu mai știu ce înseamnă asta, reeducarea, vorbeam de budism, de restructurare cognitivă, de mindfulness în prima parte, apoi de opacitatea sau lipsa de transparență a primăriei și iată-ne plonjând într-un trecut foarte sumbru, ultimul roman al unui deceniu întunecat, la câteva luni, foarte puțin timp după apariția primei ediții, în 1980, Marin Preda moare la Casa Scriitorilor de la Mogoșoaia, moare subit și s-au țesut multe povești legate de astea. Romanul a fost extraordinar. A apărut în anii 80 în continuare. A reapărut în încă două ediții, 83, cred că, 80. Și 87, nu? Da. Și să trecem la spectacolul vostru de la Cluj. Tudor Lucanu, regizorul spectacolului și scenarist, autorul dramatizării pentru scenă. Și Matei Rotaru, actorul în rolul principal, nu? Victor Petrini. Victor Petrini, da, asistentul universitar al lui Blaga, fostul asistent al lui Blaga, care este centrul acestui roman, nu? Personajul din care romanul, deși este o epopee socială, foarte mult se dezvoltă, emană din tribulațiile acestui erou sau anti-erou în vremuri de restriște. Da, cu care se confruntă de-a lungul romanului. Am dat pe pasajul ăsta, sper că nu se supărați pe noi, n-am vrut să dăm o dramatizare scenică, nu sunteți la concurență cu această capodoperă cinematografică. Da, deși în conștiința multor spectatori va fi acest film când vor veni la teatru și vor vedea piesa. Adică sunt sigur că mulți dintre ei au văzut filmul și vor avea... Și aceste așteptări au uitat în ecuația procesului tău de conceperea spectacolului. Nu, eu nu m-am ghidat foarte mult după film. Am spus, iau cartea și după carte începem să lucrăm. Și asta am făcut toată vara. Am stat vara trecută, am lucrat pe dramatizare, am încercat să scriu scenariu, am redus din cele 1300 de pagini inițial. O trilogie, undeva. Da. 1268, da, mai. Da. Ajunsesem în primă fază undeva la 200 și ceva de pagini. După care am redus și acum am ajuns la un spectacol. Va fi undeva în jur de 2 ore și jumătate și o pauză de 10 minute. După deci... care a doua zi restul spectacolului. Da. A, deci urmează. Deci nu l-ați putut reduce. Am redus destul de substanțial, dar am rămas la elementele importante din viața lui Petrini. La scenele cele mai ofertante din punct de vedere actoricesc și scenic. Pentru că sunt foarte multe descrieri foarte frumoase în roman, foarte și de societate și de trăirile pe care le are Petrini și dar pe acelea mai degrabă le vedem pe viu. Deci partea de dramatizare, de text dramatic, cred că am ajuns undeva la 60 de pagini în total de text. Ceea ce înseamnă cam așa 2 ore și jumătate de spectacol. Pentru a reda sensibil și coerent legătura aceasta inefabilă, misterioasă și atât de tragică, totuși, între demersul personal, intim. S-a spus, de exemplu, că romanul este și cronica unui permanent eșec erotic. Erotismul joacă un rol important în viața lui Petrini. Deci întâlnirea asta din intimitatea aceasta răscolită, tulburătoare și o istorie extraordinar de traumatică. Da, cum rezolvă teatrul această întâlnire? Noi am, cel puțin eu am plecat cu ideea unei lipsiri de libertate pe care o are Petrini de la început, din copilărie chiar. Pentru deci, că, vede, exact, pentru că și în familia lui, de când, da, în familia părintească, da, cu mama și cu tata, are tot constrângerile astea, tot timpul, el nu găsește niciodată libertatea. Inclusiv iubirea este tot o formă de libertate. Ajunge poate la un moment dat să simtă ceva care se apropie de sentimentul ăsta de libertate împreună cu Suzy spre final, dar și acela e doar un fragment foarte scurt în care simte lucrul ăsta, după care revine în pușcărie. Da?
la final. Nu vreau să dezvălui foarte mult despre spectacol, dar acum cred că romanul știe toată lumea, adică nu, nu știu dacă pot să dezvălui eu mai multe da. Față de roman. Dar ideea de libertate, aceasta de căutarea libertății și, și nedobândirea ei, cam asta ne-a urmărit. Da. Revenim mai încolo la mecanismele acestei dramatizări, cum se face procesul. Matei Rotaru, cum a fost să întruchipezi un astfel de personaj și ce a semnat pentru tine? Cât timp a durat să îl înțelegi, să pătrunzi în pielea lui? Continuare, procesul continuu. Nu pot să spun că procesul s-a încheiat, vine premiera, gata, deja... Deci încă nu îl înțelegi pe deplin, nici tu. Îl cauți încă. Să-ți căutarea personajului. Tocmai asta mi se pare provocarea și asta găsesc eu fascinant la domnul Petrini. E în continuare, sunt momente în care îmi scapă, momente în care ne întâlnim, momente în care ne certăm. E apăsător. E un cifru. Da. Și încerci, ce metode încerci, oare mai degrabă care țin de un domeniu așa mai halucinatoriu sau intuitiv, sau metode mai raționale de a grile de interpretare mai raționale, mai detectivistice, să zicem, de a înțelege sâmburele personalității? Și, pentru că neavând la dispoziție resursele pe care ți le poate da, de fapt un film cred că poate fi comparat cu lucru actoricesc la un spectacol de teatru. Tot, și munca actorului e foarte diferită. Dar în roman sunt pagini întregi în care monologul lui interior merge și este minunat. Nu se oprește niciodată. Și când încerci să iei acel monolog și să-i dai o formă, să-i dai carne, ajung în diferite situații și uneori, da, metoda mai detectivistă, alteori pur și simplu o aruncare în situația aia, te dai cu capul de pereți, apropo, o să fie un perete mare, asta e tot ce vă pot spune, am libertatea de a vă spune despre spectacol. Matei Rotaru, Tudor Lucanu, vocea aceea de care vorbim, Matei, vocea care rămâne neclintită, nu? Singura care... Deci un corp schingiuit, un spirit asediat de acel blestem de care spuneai, care este prefigurat, mare aceea, la care și scenografia concură, nu? Spațiul carceral, s-a spus și ai spus carceral, și tot în interviu. Totul este... Dar vocea de care vorbea Matei, e o constantă versiunii tale? Da, ea apare din când în când. Nu am ales foarte multe forme monologale de discurs. Am mers mai mult pe varianta de scene în doi sau în mai mulți, care sunt mult mai active. Dar din când în când, pentru a înțelege ce e cu personajul acesta și ce e cu el, ce căutări are, am recurs și la varianta aceasta monologală. Ai fost inspirat, nu neapărat de film, dar de alte surse, în literatura universală, europeană, sau aceste momente de umor macabru care au legătură cu societăți carcerale în ansamblul lor, cum a fost atunci România, deci societăți sub Imperiul minciunii și al desfigurării. Asta este, adică cred că în parcursul întregului roman avem asta și spectacolul la fel. Adică ceea ce îl determină pe Petrini la final să facă un shift, o schimbare bruscă, este tocmai minciuna. O epifanie sau, mă rog, o schimbare spirituală profundă. Și pentru o schimbare majoră în el, tocmai neîncrederea pe care o provoacă minciuna. Pentru că Matei e un personaj care ar fi avut cu totul și cu totul alt potențial, alt rol menit. Da. Și aici distanța aceasta e cum? O simți tot timpul, distanța între ce-ți rezervă istoria și s-au rezervat, știu eu, stelele. Pentru că el lucrează la o gnoză, ceva, o filozofie integrală. El aspiră de fapt, la această integralitate și în ființa lui. Deci o osmoză între operă și viață. Pe când îi este dat, am văzut ce? Umiliri grotești și... Dar, într-un fel, poate... Acum s-ar putea zic o prostie, dar pe care mi-o asum. Poate că e mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că domnul Petrini din
roman. N-am putut, încă nu pot să scap de faptul că mi se pare uneori foarte, foarte arogant și are el deține secretul, această nouă gnoză în care crede foarte tare, îl face să-și piardă din obiectivitate, obiectivitate pe care o recuperează. Sigur, era poate forțat. O compensare și pentru timiditatea inerentă intelectualului. Dar te-au interesat figurile de care s-a spus că au reprezentat modelele da. Reale, adică Ioan Desideriu Sârbu, asistentul lui Blaga, care a suferit, a fost chinuit, a fost închis pentru că a refuzat să-și denunțe maestrul pe marele filozof Lucian Blaga. Sau Ion Caraion, de asemenea, a trăit experiențe limită. Le-ai studiat istoria sau biografiile? Da, am fost nevoit să ajung și în unghierele alea un pic mai deci, comode. Deci, premiera mâine? Mâine, da, la ora 7. Mâine la ora 7 seara, 19 seara. 19, și vine 24 mai, premiera la Teatrul Național, domnilor și domnilor. A fost Tudor Lucanu, regizorul spectacolului, abia așteptăm să-l vedem. Extraordinarul roman, cel mai bine dintre pământeni. Matei Rotaru, interpretul personajului principal. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Sunt Mihai Hurezeanu și vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi. Vă doresc vizionare plăcută în continuare.